va încrede în mine, spune cel preanalt, și se va lipi de mine cu toată ființa lui, spune cel preanalt. N-am să-l las cu niciun chip în vremurile acestea, se gardofe. Vă întrebați de multe ori de cantoși ardenai, de vremea ce se întâmplă acum în mijlocul vostru. Este îngăduite, Rados, fer de metafor, pentru că am hotărât, Rados ardenai, că pe cei mai slabi am să-i duc acasă, erandoșar, pentru ca să nu le pierd sufletul, spune cel preanalt ofer. Nu vă întristați pentru cei ce pleacă, spune cel preanalt. Îngrijiți-vă de voi cei ce rămâne, este Cardos Erdana, pentru că vremurile nu vor fi liniștite în vremea aceasta. Dar dacă veți sta lângă mine, spune cel preanalt, veți primi puteri noi din putere de sus, de gardoșer, ca să puteți birui orice luptă, este natoșar de nai. Pentru că da, spune cel preanalt, lupta nu este ușoară, dar eu voi fi în fruntea poporului meu, se Gardos Erdemen, și n-am să vă las. De ce vă clătinați în vremea aceasta? De ce, Rados Santa la Cardover, v-ați pierdut nădejdea se vor de mantofar? Oare nu v-am înștiințat cu vremi în urmă, se Fardo Kerdanai, de tot ce va veni și de tot ce se întâmplă, se Perdana? Nu vă întristați în vremea aceasta, spune cel preanalt, pentru că iată se varagandoșe, eu voi pune gardă și scut în jurul vostru, Erdemen Tapar, de brude Santa la Cardos Erdemen. Da, sunt mulți care au căzut în deznădejde în vremea aceasta. Ridicați-i cu blândețe și cu dragoste pe reda Flamantofer, pe rude Santa la Cardos Erdemen, pentru că vrăjmașul asta vrea să pună teamă și frică în voi, ei rude sără gadoșa nataraman. Nu v-am spus oare de atâtea ori să nu vă plecați urechea nici în stânga, nici în dreapta, se Mantofer, pentru că veștile care vin nu sunt așa cum le auziți voi, spune cel preanalt. Eu sunt sub controlul tuturor lucrurilor în vremea aceasta, Forte Mantoșe. Ridică-te, popor, în capul oaselor, Stefardomen, și stai la altar mai mult ca oricând, spune cel preanalt ofar, pentru că mâna mea va fi întinsă peste cel ce mă va chema, dintr-o inimă curată și sinceră, spune cel preanalt. Ridică-te, popor, și nu mai sta în atipire, este vremea de trezire, și Vardos Erdemen, luați armătura și armele în mâini în vremea aceasta și luptați lupta cea bună și cea dreaptă, spune cel preanalt. O, Semanto Rados Ardeman, nimic nu va trece, este Vardos Erdemen, fără îngăduința mea, spune cel preanalt, o ferge, n-ai toșar, pentru că eu am îngăduit multe lucruri în vremea aceasta, ca să-mi trezesc poporul, se chiar de semena tarovara. De aceea luați bine seama, se pierde, n-a toșer de men. Cel ce va asculta de glasul meu, spune cel preanalt, voi fi cu el în tot timpul și în toată vremea. Amin.